imaginație și te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr descrescător de la 5 la 1, cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale. Și mergi în relaxare mai adânc și mai adânc și mai profund. Cinci. Toți mușchii corpului tău sunt relaxați și imobili. Iar corpul tău este greu și afundat în fotol. Patru. Acum și mintea ta se relaxează, se golește de gânduri. Toate gândurile au plecat. Lasă-le să plece. Trei. Orice sunet din afara ta te adâncește în hipnoză mai mult și mai mult și mai mult. Doi. Unu. Numărela de la 1 la 3. Iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Valentin. Unu. Doi. Trei. Da, îl văd. Da, este el, avem și acordul lui. Sunt în jurul lui tot felul de canale. Trei sunt mai evidențiate, dar el merge pe lângă ele. Da. Îl simt răzvrătit. Mm-hmm. Are o doză de, nu să spun, dorință de a face dreptate cumva în privința lui. De a-și și, face dreptate. Da. Mm-hmm. Și răzvrătirea tot ceea ce e în jurul, față de ceea ce este în jurul lui ca ca sistem. Mm-hmm. Simte partea subliminală că nu este, nu trăiește ceea ce ar putea trăi, mm-hmm, și că e forțat, constrâns, mm-hmm, din toate părțile să se supună. Da. Și nu mai vrea asta. Da.
De când simte răzvrătirea asta? Sau a realizat că nu mai vrea să se supună sistemului? De la 14 ani, așa mi apare. Când vedea că totul e greșit, că totul e greșit în jur, ca și viață, trăiri, sistem, tot ce ține de societate, sunt multe lucruri greșite, spune. Că sunt multe programe mentale după care, în ghilimele, trebuie să ne ghidăm sau trebuie să fim așa sau așa, impuse de societate, și zice, nu trebuie nimic. Dar nu suntem lăsați să fim liberi, să ne manifestăm cum dorim noi. Zice, trebuie o anumită conduită impusă de mai mari, zice, care nu e ok pentru toată lumea, nu e bună pentru toată lumea. Dar nu suntem lăsați să ieșim în evidență cum suntem noi sau să fim diferiți, nu suntem lăsați, zice. Și văd că merge pe lângă canalele astea. Dar cine nu-l lasă? Să iasă în evidență, să fie el. Zice, sunt constrânsi din toate părțile să trăiesc viața cum vor ei, nu cum vreau eu. Nu lasă societatea, sistemul care s-a născut. Dar ce vrea el să facă, de exemplu? Sau să fie liber. Ar fi vrut să facă și nu l-a lăsat societatea. Să nu dau socoteală nimănui și să fiu liber. Să n-am nevoie de regulile impuse de ei. Păi și cine îl oprește? Fac asta. Sistemul, zice. Societatea. Nu te lasă sistemul să muncești liber? Pe pământul tău? Nu, zice. De ce? Îl oprește? Da, te oprește. Din toate părțile ești oprit să faci cum vrei tu și ce vrei tu. Serios? Orice faci, zice, ți se impun. Ți impune sistemul unde să pui varza, ceapa, cartofii, din care să trăiești? Zice, pentru orice trebuie să ceri voi. Nu e așa. Cum o să ceri eu voi? Uite, eu n-am cerut voi la nimeni. Să-mi fac solar, să pun roșii, să pun castraveți, să pun... Ce-am pus eu? Că n-ai ieșit nimic, asta e altceva. Da? Adică nu s-a făcut nimic. Deci astea păi poți să trăiești din asta. Ca să nu-ți dea voie, să nu mai cer voie la sistem, trebuie să-ți creezi mediul tău, sistemul tău, și ca o capsulă în interiorul sistemului. Și sistemul nu are ce să-ți facă. Pe pământul tău... Nu te vor lăsa, zice. Nu te vor lăsa. Astea sunt idei care le-a luat de la alții. E o nebună pe internet care spune să ne dea, să scriem, să nu suntem persoană, suntem ființă, care aici este adevărat, dar că să ne ducem și să le cerem alte acte, să anulăm actele astea în care noi ne naștem în sistemul ăsta și să fim liberi. Bre! Așa ar trebui. Pățigani, le face sistemul, îi bagă sistemul la acte? Că ei n-au acte, nici de naștere, nici de nimica. Trăiți liber. Da? Când n-au ce mânca să duc și fură de la ăla care are, care e în sistem, într-un fel sau altul, și iau de la unii, de la alții și trăiesc. Dar fără acte, fără nimica. Văd în energetic și niște entități în jurul lui pe care le ignoră, încearcă să le ignore, încearcă să nu le bage în seamă, încearcă să scape de ele, să fugă de ele. Păi de ce să fugi? Înfruntă-le! Nu vrea să înfrunte ceva ce nu merită osteneala, zice. Și atunci ai mai bine să alergi așa, pe câmpie. Continu să... Niciodată în viața mea n-am făcut asta. Niciodată în viața mea eu nu am făcut asta. Cineva m-a alergat, m-a făcut, m-am oprit
M-am întors cu fața la ăla să văd cine este, ce vrea și am rezolvat problema. Asta este lașitate. Când știi cum să rezolvi, mai ales cu aceste ființe, poți să le confrunți. Dar lăsăm ființele, că el fuge de sistem, fuge de tot. Eu văd aici o lașitate ridicată la, sau așa cum ne spune, la faptul că nu vreau sistemul, că nu vreau asta, nu vreau nimic de aici. Păi dacă nu vrei și nu faci și nu dreci și nu vrei nimica, de ce ai venit aici? Parte subliminal. N-am venit de bunăvoie, spune. Da, cum a venit? Forțat. Dar cine l-a forțat? Ființele m-au băgat forțat în experiență, zice. Da? Hai să mergem în acea amintire. Adică în acel moment să vedem cum l-au forțat ființele astea, ce i-au spus. Și a fost. Da? Vrea? Și amintește? Da, zice că l-a forțat să semneze, l-a forțat să se încarneze. Ok. Hai mergem acolo. 1, 2, 3. Suntem la consiliul acela sau unde a fost, nu știu, să ne descrie. Da. Unde s-a întâmplat? În consiliu sunt 4 entități în jurul lui. Uh-huh. 2 arhoni în față și 2 draco reptilieni în spatele lui care parcă îl țin să nu fugă. Și ce sunt aia din față? Arhoni. 2 arhoni. Uh-huh. Și 2 draco reptilieni în spate. Da. Ok. Și cum îi vede el pe ăștia? Ia pe îngeri, pe arhon ca pe îngeri. Da. Și pe draco reptilien, 2 îndrumători ghizi. Mm-hmm. Bine, cum s-a ales cu îndrumători ăștia și cu îngeri ăștia? Adică, de ce stau ăștia și îi impun lui să facă lucruri? Aici. Spune că am de încheiat multe nelămuriri, multe conturi cu alții, spune. Cine spune? Draco reptilienii. Îi spun și că lui. Trebuie okay. Să le închid dacă vreau să plec, zice. De ce? Că dacă ia partea... vreau să nu mă mai încarnez, trebuie să sting, să închid toate aceste îndatoriri. Îndatoriri, ok. Că partea subliminală le-a spus înainte la ăștia că nu mai vrea să vină pe planeta asta în corp fizic? Le-a spus că nu mai vrea încarnare, dar ultimele vieți în care a fost până aici au fost vieți în care văd 3 vieți care le-au adus ca fundament, ca bază, în care el a fost copil, orfan și îi s-a spus, copil fiind, că ei au salvat viața, niște 3 familii prin care a trecut. Asta într-o acum, viață este, sau cum? Da, într-una din... Dar în toate 3 a fost aproape similar, aproape copy-paste viața. Și s-a spus că acum le este dator cu viața pentru ei, adică el trebuie să-și plătească, să plătească pentru faptul că i-a salvat viața. Păi cum i-au și a crescut, viața, a crescut luându-l în grijă, ne lăsându-l să moară de foame, copil mic fiind. Și îl pun la munci grele. Și se simte foarte frustrat, foarte furios că aici are 8-9 ani și e pus la munci grele care abia le poate face și devine foarte frustrant și furios. Și el nu își aduce aminte de ceea ce spun acești oameni și peste tot pe unde merge întâlnește oameni care spune ți-am salvat viața, mi-ești dator. Dar el nu înțelege cum mi-ai salvat viața, ce mi-ai făcut, de ce acum eu sunt dator și până când sunt dator. E ca și cum această datorie numai nu se mai stingea și el tot muncea din greu. Și devenea din ce în ce mai furios și frustrat. Și nu știa cum să scape, în același timp se simțea și dator față de ceea ce spuneau
acei părinți vitregi. Dar nu-l tratau la fel ca pe copiilor. Mai aveau și frați vitregi. Aceia erau îngrijiți bine, iar pe el puneau la munci. Păi pentru că nu erau copilul lor biologic, natural, da. Pentru că nu aveau sentimente față de el, pentru că trăia în niște epoci da. Mult mai, să zicem, mai dure. Conștiința mai umană grele. Era, da. Conștiința umană era mult mai slabă decât este acum. Și văd că din acele, vedeți, astea sunt ultimele trei experiențe înainte de aceasta. Și începând de acolo, el vrea să scape, să fugă de tot ceea ce îl îngrădea și îl constrângea și îl obliga. Da, după fiecare viață de aia, când ieșea și ajungea la un consiliu de ăsta, nu le spunea la ăștia? Când ăștia îi spuneau, păi ia uite, îndrumătorii și păi ia uite ce în viața aia ți-au salvat viața. Tilicii, familia aia care ai fost și acum e dator lor. Le spunea, dar îi tot invocau închidere de karmă, închidere de conturi. Și părinții erau, sau părțile subliminale din următoarea viață cu aceeași temă, erau alte părți subliminale? Da, alte, altele. E bine, datori, dator. Dator eram că ce? Eu mi-am plătit deja datoria în viața aia. Am fost sclav și am lucrat pentru ăia. Nu putea aducea, să le spun așa. Mi se aducea ca argument că n-a plătit tot pentru că el vrea să fugă. Și nu și-a, n-a plătit suficient pentru ceea ce au făcut acele persoane pentru el. Ca și cum ai plătit, dar nu tot. Deci okay, mai era, dar cine hotărăște? Ai fugit. Da? Cine hotărăște? Eu hotărăsc. Când, cât vreau să plătesc, dacă am acceptat și am înțeles și v-am crezut pe voi că trebuie să plătesc, tot eu hotărăsc cât trebuie să plătesc. Când nu mai pot, nu mai vreau, nu mai pot, am plecat. Se asta trebuia să le spună lor. Că el nu poate hotărâ cât și cum pentru că nu și-aduce aminte cât timp este în viață și nici nu știe volumul care îl, de energie care îl are de plată pentru conturile neîncheiate. Aici vorbesc de conturi, nu de karma. Păi bine, și ce făcuse, dacă nu mi-amintesc, hai să meargă la viața aia acum. Aia prima, după prima de sclavie, din cele trei. Merge la consiliu și îi spun, păi, tu nu ți-amintești ce a spus aici. Și spune, atunci vreau să mi-amintesc. De ce sunt eu dator La acele părți subliminale care mi-au fost părinți și eu m-au sclavizat în experiența din care am ieșit. Arătați-mi de ce sunt dator. Pentru că, uite, și nu înțeleg nici de ce nu mi-amintesc. Îi arată că ar fi trebuit să stea lângă ei timp de 4 ani și să facă ceea ce lui se spunea, dar el stătea doar 3 ani. Și fugea. Dar știa el aici, aici. Nu. Nu, dar de ce e el dator lora? Asta vreau eu să îi se arate, să întrebe. De ce sunt eu dator la ăștia și trebuie să stau 4 ani, că am stat doar 3, așa că am stat e 1, jumătate de an. Și înțelegerea, iar tu nu le-ai dus la îndeplinire, spune. Păi, să le spună la ăștia acolo. Eu vreau să știu de ce trebuie să intru eu în contractul ăsta și înțelegerea asta, să-i sclavizez pe ăia, câți ani scrie aici, că de ce sunt eu dator la ăia? De când sunt eu dator la ăia? Pentru că au fost vieți similare cu roluri inversate. Și acum el trebuie să fie rolul de copil care să trăiască ce au trăit celelalte subliminale în rolurile inversate. Își pune mintea la contribuție? Mintea, conștiința și o pune la contribuție, partea asta subliminală, începe să facă niște raționamente logice. Da, vede că tot ce îi se aduce ca argument, pentru el nu prea stă în picioare, pentru că el nu-și aduce aminte. Și el toate aduce au aminte. Fost blocate și șterse ca amintire și atunci el consideră că aceștia pot să spună ce vor ei.
Dar de unde știe că au fost blocate și șterse? De către pentru ăștia. Că ceea ce ei spun, el nu-și aduce aminte. Și atunci bine, tu poți știi? Să-mi spui ce vrei dacă eu nu mi-aduc aminte. Spune. Asta unu. Doi, partea cea mai importantă pe care trebuie să o realizeze, că și în experiențele alea anterioare pe care ei spun că el a făcut, a sclavizat pe alții, constată sau poate să deducă că și în experiențele alea a venit tot în niște scenarii date de ei. Da, deci altele, dacă el, da. Deci dacă el a acționat așa în acele vieți anterioare, înseamnă că a îndeplinit tot un destin, un scenariu scris de ei. Și atunci, dacă eu am acționat așa că voi mi-ați spus, mi-ați dat rolul ăsta să fac așa, atunci de ce îmi veniți după vieți să-mi spuneți că trebuie să trăiesc inversul, tot de voi create scenarii? Aici asta vroiam să înțeleagă partea subliminală. Că și aduce, că nu și aduce, dar stai puțin să vedem de ce trebuie să joc eu roluri de astea, când de agresor și după aceea de victimă. Ca să zice să-ți îndeplinești contractul făcut cu noi, contractul cel mare. Ai văzut? Pe toate aceste experiențe. Și astea sunt lecții și contracte împreună cu alte părți subliminale din care și ele la rândul lor trebuie să învețe ceva din aceste adică lecții. Colegii și de clasă. Atâta timp cât ele te-au ajutat pe tine să înveți niște lecții, tu ai datoria acum să le ajuți pe ele să învețe niște lecții. Și atunci deci, totul de clasă. E reciproc, zice. Aha, colegi de clasă, da? Vede că este în niște clase, trece prin niște clase cu alți colegi. Adică deci ai venit să înțelegi niște lucruri, iar noi ți le oferim organizând toate viețile acestea pentru tine. Așa e școala, da? Da, școala ai intrat de într-o aici, școală, profesorii te ajută, fie că îți place, fie că nu, să înveți ceea ce trebuie să înveți. Uh-huh. Dar chiar dacă urăși profesorul, el își face datoria. Ai văzut? Ce? Dar profesorul ăsta, cine îl plătește? Profesorește. Aici se plătește, zice, prin energia pe care tu o consumi în timpul experienței. Uh-huh. Dar de ce profesoreștea? Tu plătești. Profesoreștea, de ce vor numai energia suferinței? Pentru că, zice, aici nu este ca pe pământ să avem o monedă de schimb, aici moneda de schimb este energie. Vrei, una întreb și alta răspunde? Cine răspunde? Un draco reptilian. Băi, prostule, tu poți să înțelegi ce te întreabă partea subliminală? Adică te întreabă de mere și tu vorbești de pere, răspunzi? Cu cine crezi că stai de vorbă aici? Deci, de ce spun trebuie ceea să ce plătească? Trebuie să știe, zice, nu aha, mai mult. Serios? Are îndrumător acum. Uite, are doi îndrumători partea subliminală. I-a văzut? Alții. Zice, voi două nu sunteți îndreptățite să îi luați apărarea, zice, cu nimic. Noi suntem, uite, suntem avocații părții subliminale, care să se ridice el să vorbească, zice. Păi el se ridică și vorbește. Dar ce-i spunem nu noi? E în stare, zice. Nu e în stare el. De ce nu e în stare? Nu e pregătit încă, dar poate fi pe viitor pregătit, zice. Uite, acum e în stare partea subliminală. Ceea ce eu transmit el, să-i spună partea subliminală la dracu reptilian. Deci, întrebarea era, reluăm. Întrebarea este așa. Deci, plătesc eu. Ok. Da? Jean plătește. Dar eu vreau să plătesc cu altă fel de energie. De ce n-am voie să plătesc cu energie pe diverse frecvențe? Uite, vreau să plătesc cu energia iubirii, a compasiunii. Zice, cu aia plătești în alte locuri, în alte nivele de conștiință. Aici este o anumită bandă de frecvențe și aici plătești cu ce este aici, zice, nu cu ce vrei tu. Dacă vrei să plătești cu iubire, te duci unde se plătește cu iubire, zice. Și asta a vrut să și facă partea subliminală, înainte de ultima experiență asta în care este n-ai terminat, Valentin. Zice.
Când de, aici, de acum încolo eu decid când termin sau nu termin. Din școala asta voastră de rahat nu termin niciodată. Da? Și la un moment dat vine timpul când partea subliminală îi ajunge. Nu mai vrea. De ce știm că ești la capăt? Așa. Puterilor și răbdării tale. Dar am putut tale. Să dar te mai... mai... puțin, zice. Serios? Deci, da, am putut să te mai prostim o dată. Dacă am putut, iaca. Ești într-o altă viață, da? Deci, hai să-i spunem întâi partea subliminală. Hai să-i dăm părții subliminale, sfera informațională. La partea subliminală le spuneți ce voi nu vedeți că eu... nu mai vreau și că sunt sătul de tot ceea ce voi ați creat și aici și pe pământ ca viață. Voi nu vedeți că eu deja conștientizez că nu mai vreau să fac parte din tot ce e aici. Sunt pregătit să scap de voi, zice. Îi dăm o sferă informațională părții subliminale, Eva. Și zice, toate. Fie că vă va plăcea sau nu, eu voi ieși din grija voastră, zice. Halal grijă. Grijă în ghilimele, adică de sub influența lor se referă. Hai să îi dăm sferă informațională cu tot ceea ce are ca informație și acțiune în conștiința adevărată acele informații de care nu-și mai amintea. Îl bucură mult aceste informații. Îi mai dăm și le punem acceptăm. Și tot ceea ce noi cunoaștem din lucrul cu alte părți subliminale. Da, primește tot. Și le spune, nu mi-este frică de voi și de aceea încerc să scap de voi și voi reuși, zice. Nu încerc, fac totul ca să scap de voi. Am și început să scap de voi, zice. Da, a început cam prost pe pământ în viața asta. Că nici aici viața e cum... viață, dar după ce voi ieși din această viață, zice, voi nu veți mai avea putere asupra mea, sub nicio formă. Dacă eu mă zbat pe pământ, aici îmi va fi mai ușor, zice. Aici nu mă mai zbat, aici mă impun, zice. Hai să vadă de ce, să vadă cum a zis ăsta că energia iubirii, a compasiunii o dă în dimensiuni mai altele care au acea frecvență. Și vreau să se uite acum care e informația, partea subliminală și să vadă dacă acolo e tot cuplată, ca și pe aici, în dimensiunile alea mai înalte, cu iubire și cu... Nu, vede că acolo totul e din iubire și fiecare își... este, de fapt, iubire. N-are nevoie de altă iubire exact. Din exterior. Nimeni n-are nevoie de la nimeni, de nimic. Da, este doar... efectiv acea iubire. Da, și doar relaționează, co-creează. Da. Și fac pe acolo părțile subliminale, da? Da. Și atunci să-i arăte luminciună ăsta care vorbea, Arhon, să arăte cum e prin dimensiunile alea, că poate el n-a fost în viața lui pe acolo. Sau dacă a fost, nu mai știe. Da, vede. Și? Ce are de zis? Că nu-l interesează ce este. A, el e tocmai de. El e pe aici. El de e nici... în altă casă, zice. Ok. De-aia nici pe mine nu mă mai interesează zice, casa. Și fie... care casă cu regulile ei. Așa. Acum tu ești la noi în casă, zice. Ei, eu ies din casa voastră, da? Pentru că acum știu. În casa voastră plină cu rahat. Sunteți cu rahat mânjiți până la gât și casa asta și în plan 3D și 4D și unde, care, cum sunteți și 3D unde trimit părțile subliminale în corpuri fizice, tot pline cu rahat. Și le conduc, societatea de sistem vorbeam, niște unii care sunt păpușați de ei, de entitățile astea, da? Că pe ăia i-a pus, sau entități direct în acele corpuri. Da? Da. Bine. Vede. Hai să vadă
înțelegerea, contractul mare de care vorbea asta. Când l-a făcut, unde l-a făcut, ce i-a spus, cu cine l-a făcut. Are 1400 de experiențe pe pământ. L-a făcut din 4D, văd că. Dar nu a fost sub formă în care se face în 3D, doar că ei l-au adaptat apoi frecvenței 3D. Cum l-a făcut acolo? În 4D, ca că mă interesează. Acolo a avut, văd că a făcut contract din timpul vieților, da. De a experimenta în corpuri și avatare hibridizate, de a înțelege acele abilități ale acelor avatare. Și văd că ei au preluat acel contract, acele contracte le-au făcut unul și l-au adus pe urmă în 3D și l-au adaptat vieților 3D și ei spun că e contractul cel mare. Dar nu a fost făcut pentru vieți experiențe în 3D, ci a fost pentru experiențe în avatare 4D. Cine? Dar l-au cine păcălit acolo, ei? L-au captat. Cine sunt Ra, ei? Horus și Lucifer acolo. Da. Și aici pe pământ a intrat-o cu ei. Da. Era contractul cu da, ei. Și aici a fost dat, a trecut pe la toți zeii, să zic așa. În experiențele astea de aici, multe. Hai să observ. Văd că a mai avut o trezire din asta în care a vrut să se elibereze, dar au reușit să-l blocheze, să-l țină pe pământ în continuare, de aceea are atât de multe vieți. Când a în fost 3D, trezirea? Când a avut 893 de experiențe, a avut o trezire, să zic așa, dar l-au luat pe atașamente legat de asta copii. Asta vreau să întreb, era următoarea da. întrebare, da? Deci da. observă că l-au prins pe atașamentele de copii, cu pentru acolo, copii, da. Da? Da. Da. Dar s-a prins partea subliminală că copiii ăia pentru care dezvoltase atașamente în experiența 893, de fapt în următoarele experiențe nu i-a mai găsit, nu i-a mai regăsit, deci... I-a regăsit pentru că i-a încarnat pe aceea care în ultima viață acolo i-a fost copii, 3 copii, 2 băieți și o fată. Da. I-au încarnat înaintea lui și le-au dat vieți de mare suferință. Și atunci el, când a vrut să plece, să se elibereze, i-a spus că poate să se încarneze și să le facă viața mai ușoară dacă dorește, și s-a încarnat. Da, dar nu ca și copil, nu. Ca cum îi fusese copii, adică s-a încarnat ca copilul lor sau cumva. Nu, s-a încarnat, să zic, terestru vorbind, ca timp, la distanță de 5, 7 și 10 ani față de cele trei ca frate, sublimi. Ca ce? Ca și unchi. Ca unchi. Da, și el s-a născut ca și unchi mai mic. Mai mic, da, dar cu abilități, capacități mentale, inteligență, să zic așa. Și s-a descurcat foarte bine în viață și automat fiind mai mari, i-a scos din suferință pe nepoții aceia lui. El era mai mic. Îi fuseseră. Nu contează. Okay, când nu contează. A fost mai mare, când el a fost mai mare, să zic așa, l-a dus capul, a fost foarte inteligent. Ok, și a luat și pe ăia, da? Da, și a ajutat enorm, da. Acum se află în viața asta într-o situație asemănătoare cu un frate din viața lui Valentin. E vreo una din părțile subliminale sau doar scenariu este? Care fratele l-a ajutat pe el, fratele, cum ar veni? Da, fratele cu care este mai apropiat și în strânsă legătură, este unul din acei trei, cele trei părți subliminale, care a fost copii, apoi nepoțel. Bine. Nepoțel, care că el a fost că, un unchi mai mic, dar... Observă că
ceea ce noi, atașamentele care noi le obțin, le creăm în rolurile dintr-o experiență, aceste atașamente nu ne mai întâlnim în aceleași roluri. Da, cei observ, pe care noi ne-am atașat și îi cunoaștem ca frate, ca soră, ca copii, ca ce-o fi fost când dezvoltăm atașamentele alea. Iar nici asta nu are niciun rost. Să accepți că o să-i ajuți tu sau că ce-ați făcut invers, pentru că voi nu vă mai recunoașteți în rolurile care le-ați jucat în o altă experiență. De fapt, asta este un alt truc al acestor ființe de a te plimba în roluri și de a obține, de a stoarce, de a crea karma asta între anumite părți subliminale și de a stoarce energie. Asta este tot. Da, dar că în acea viață în care el a mers ca unchi apoi pentru copiii au fost foarte apropiați, s-au iubit așa foarte mult, l-au crescut ca pe, au crescut împreună, l-a crescut ca pe fratele lor mai mic. Și la ce i-a folosit? La ce le-a folosit? La tot. A creat din nou acele atașamente de afecțiune și de iubire dintre ei. Da. Da? Și? Și acolo, iarăși, s-a simțit dator, s-a simțit dator să-i ajute pe cele trei părți subliminale, crescându-l ca pe fratele lor mai mic, deși fiind unchiul lor. Dar când el a crescut mai mare și a început să aibă discernământ, inteligență, n-a făcut doar pentru el, a făcut și pentru ei. Deci tot dintr-un sentiment asta de datorie. Da. Datorie. Cui a servit asta? Deci ba mai mult, venind... Nu, acum vede că l-au prins pe aceste atașamente, da. Și i-au continuat șirul de experiențe pe pământ. Exact. Mai luat încă un ciclu aproape. Da, aproape. Deci, noi ne iubim, părțile subliminale. Da. Noi ne iubim. Ne vrem să ne ajutăm, da? Pentru că suntem iubire. Problema e că pe planeta asta nu ne servește la nimic. Ba, din contră, se folosesc de această atașamente, de această iubire, de a ne ține și prelungi la infinit, într-un fel sau altul, în toate felurile. Da? Da? Deci, ce este, înțelege partea subliminală, ce este mai important atunci când conștientizăm, când avem multe experiențe, mai important este să, chiar dacă suntem părți subliminale, corp emoțional, de-am dezvoltat toate corpurile sau cum le-am dezvoltat și inteligența și corpul mental îl dezvoltăm aici. Că trebuie să învățăm, să ne uităm și în dreapta, în stânga, de peste tot sunt pericole în această lume. Și dezvoltăm inteligența. Însă observăm că aici ceea ce ne ajută cel mai mult este echidistanța, echilibru. Pentru oricine și orice. Da? Acum înțelegem mult mai multe. Mm-hmm. Și din informații și din linia pe care o vede și ce capcane i-au pus ca să-l țină aici în continuare, dar este la capătul răbdărilor. Bine, se observă și capcanele care s-au, cum l-au influențat, i-au influențat mintea ca și Valentin în această viață, astfel încât să-l pună să se răzvrătească împotriva sistemului, să nici măcar să cunoască legislația sistemului și să... Cunoaște, doar că se simte ca un pionier, să zic așa, sau printre pionieri care poate să înceapă o schimbare în lume, doar că e nevoie de mai multă unitate. Păi mai e o nebună oameni care are mulți pionieri de ăștia. Dar nu suficienți încă. Aha. Sunt și pe lume. Cu Anon și nu știu cine. Astea sunt niște idei impuse de entități în capul și mintea anumitor nebuni ca să creadă că pot răsturna sistemul. Poate fi răsturnat. Este păzit, este creat, este condus, este foarte bine stabilit de către aceste ființe de milioane de ani, într-un mod sau altul, în fiecare, la fiecare nivel de societate
pe care o creează. Asta vreau spune să fie clar. Că au loc schimbări. Au loc draci. Și spune că acest sistem la rândul lui vine cu schimbări. Și totodată și alții pot să facă alt sistem care să vină cu schimbări. Păi vor veni, dar ăia nu sunt părțile subliminale libere care vor să elibereze. Toate schimbările și sistemele le-au creat tot ei. Spune partea subliminală că comportamentul din fizic arată și starea lui de parte subliminală și asta mă ajută, spune că atâta timp cât în fizic nu mă supun, automat în energetic pe mine mă ajută mintea să mă pot elibera la rândul meu, să pot să conștientizez și în energetic asuprirea acestui sistem, zice, deci în energetic. Este o idee falsă. Și cum nu zice, te supui asta, finală, în fizic? Asta, zice, mă face să câștig în fața acestui sistem din energetica lor. Ce ai câștigat lor. Aici pe pământ? Cum nu te-ai supus pe pământ, zice, când tu ai făcut închisoare? Te-ai supus? M-au forțat, zice, m-au forțat. Cât ai cum dar, să nu te supui? Zice, asta mă ajută să îmi cresc tăria și voința de a mă elibera inclusiv de aici, din energetic, bine, zice. Trebuie să stai și pe la închisoare cu pușcăria și... Nu contează, aia e în fizic, e aia temporar. Aia e o prostie ce ai făcut-o în fizic. Asta vreau să spun. Mai bine spuneai mintea la contribuție. Ok, nu vrei să stai în sistem? E un antrenament pentru mine, zice partea subliminală. Atunci antrenați-vă, fraților. Antrenați-vă toți cum doriți. Da? Fiecare nu se antrenează în modul lui. Un lucru rău pentru nu. Că zice că acolo. Este un antrenament de detașare a tot ce exact. Fac ei și astfel nu se lasă influențat și manipulat emoțional de orice acțiune fac ei împotriva da? Lui. Ai plecat de acolo, de aici ai ieșit, te-ai antrenat. Ok, mă bucur că te-ai antrenat. N-am plecat ai de ieșit? Acolo ca să mă antrenez, spune, m-au forțat să mă încarnez și astfel fac tot ce pot, dar inclusiv nu de încarnare, în fizic, eu vorbesc de viața zice, asta. Da, de viața asta. Din închisoare te-au eliberat tot ei când au vrut. Te-au băgat ei, conform dar le-am legislației. Dar le-am arătat că nu mă afectează și nu m-a lăsat afectat. Și cine te-a aplaudat? Interesează N-am pe nevoie ce ai arătat de tu. Aplauze, am nevoie să cred mai mult în mine, să mă întăresc eu pe mine. Precrede în tine, dar nu crezi că prostește. Întâi te informezi, vezi care sunt legile. Nu te apuci să conduci mașină care este permisul suspendat, care mașina n-are acte, care nimica și ia uite frumos, eu le arăt. Mă arăt eu la reptile și la orși. Cine, ce zmeu sunt eu pe aici. Asta e prostie. Și să mă ierte că nu fac, n-am nimica cu Valentin. Eu vreau să spun, vrei să-ți arăți mușchii, să vezi, să arăți că tu vrei să fii liber. Du-te, ia-ți un loc de pământ, ai, la bunica. Ia și fă-ți activitate, arată că nu vrei sau că poți să trăiești, trăiești foarte, foarte limitat, da? Fără resursele sistemului. Trăiește ca acum 200 de ani, cultivă-ți pământul, mănâncă ce trăiești, din ce trăiești, pune niște cânepă sau bumbac, ia și toarce și fă-ți izmene. Da? Deci adoptă o viață liberă, poți încă să o creezi. Foarte bine, nu vrei buletinele și ce nu mai vrei tu nimic din sistem, ia și ardele. Dar nu te miști de acolo. Acolo rămâi. La casa bunicii. Acolo trăiești, acolo rămâi, poți să relaționezi dacă vrei cu Vasile, cu Ionel, cu cine vrei tu, vecinul de peste gard, dacă mai e vreunul pe la bunica. Și așa îți duci viața asta liniștit, fără să te răzvrătești că nu știu cui te răzvrătești să stai pe la închisoare. Deci nu folosești mașini, că dacă ai mașină, ia-o și vindă. Că nu vrei acte, da? Nu vrei să o înscrii în sistem. Vindă. Du-te la oriunde vrei tu pe jos, nu folosești, fă-ți, poți să-ți faci cu mâna ta un căruț, o roabă, unde ce te-a ajuns tu acolo. Da? Poți să iei un animal, un bou, o nu știu ce, și să-ți, dacă ai mai mult pământ, să-ți îl muncești, așa cum făceau bunicii noștri. Și stai fără să intri în sistem.
Da? N-ai bani? Ok, nu cumperi nimic, mănânci ce ai acolo. Și așa mai departe. Dar tu ce ai făcut? Ai făcut închisoare, că ai făcut lucrurile astea. Ai ieșit din închisoare când, conform legislației, când ți-ai spășit pedeapsa. Urmează să mai faci alte închisori, că s-au disjuns din dosar, alte cauze. Și e bine și pe la închisoare, că dacă nu te prind unii pe acolo și să te țină prin obiceiurile lor sau să... Pentru că faptul că tu ai fost ghidat așa de entitățile astea să faci aceste lucruri în această experiență, nu a fost degeaba așa. Nu degeaba te trimi pe la închisoare, adică să faci lucruri ca să te duci la închisoare, ci că pe acolo se pot întâmpla să-ți iei o bătaie zdravănă, să te schimonosească unii sau eu știu ce să mai, că nimerești cu un dobitoc plin de entități. Cine știe ce îți mai face? Deci rolul închisorii este de a-ți scădea vibrația și de a te face mămăligă. Când tu puteai să trăiești liniștit, frumos, acolo cu ce aveai condiții tu la bunica, că te și cheamă bunica. După ce ai ieșit din închisoare, deci tu nu vrei sistemul, dar observ că resursele le ai în interiorul sistemului. Deci te-ai dus la frate și lucrezi cu fratele ca să faci rost de bani, de mijloace, de resurse. Poți să trăiești, să mănânci, să te îmbraci, să eu știu ce mai ai tu de făcut. Deci, ce ai făcut tu până acum, asta vreau eu să spun, că n-a fost o chestie serioasă. Da? Merge mai departe. Să facă ce dorește, oricum, nu e rostul meu. Aici eu vreau doar să atrag atenția și să spun că poți să faci, să trăiești liber, dar ia-o și fă-o cu cap. Da? Altfel ajungi până închisorile sistemului. Bine, mergem mai departe. A văzut viețile ăla, a făcut, a înțeles. Da. Bine. Vrea să, nu mai vrea să vină pe planeta asta, nu mai vrea să facă experiențe de genul. Nu. Bine. Se cheme toate contractele de la ăla primul, de unde am văzut și spunea entitatea. Da. În primul rând să tai legăturile cu toate entitățile astea care sunt acum în câmp. Bucuros, pe tai. Foarte bine. Da. Așa. Cu toți, da. Da. Să-i blocheze. Da. Să tai singur. Să stai singur cu cine mai sunt, mai are, cu bunica, cu fratele, cu oricine. Da, cu toată lumea tăiat, cu ce cumpăr subliminale, da. Și să cheme acum toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, acorduri, care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus, sau neființă, pe toată linia experiențială, conștient sau inconștient. Da. Da. Staie cu toți. Anulează, decrează tot. Arde. Orice înțelegere și contract cu toate ființele, începând din 4. Da. Foarte bine, Ela. Implanturi avea? Nu. Nu văd. Nu. Atunci cum îl manipulau entitățile? Prin pe atașamente și pe răzvrătire. Da, așa, făcându-l să se răzvrătească, dar și fiind o dorință a părții subliminale de a se opune la tot. S-a folosit de această voință a lui. De și l-au ghidat cum nu trebuia. M-au putut ele, așa știu mai bine. L-au întors un pic în favoarea lor comportamentului. Dar bineînțeles. Deși este o dorință a părții subliminale de a nu se mai supune și de a se elibera, dar aici în fizic s-a folosit. Deci mă umple de nervi. S-a folosit. Așa anulez toată asta și scot toată vibrația asta. Mă umplu de nervi. Pe ăștia care spun că noi nu acceptăm sistemul, nu vrem acte, să ne ducem la primărie. Înscrisese mama la o... Da? Care nu mai spun, nu vreau să spun cine. O coordonatoare care s-au trezit cu mine.
Și îmi scrisese acum vreun an și ceva, că cum să mă duc eu la primărie, cum să anulez actele, cum să fac nu știu ce, cum să dreg. Deci, asta nu este. Poți să stai în sistem cu demnitate, în experiența asta, să stai în sistem cu demnitate. Așa cum stau eu, Ela, alții. Să nu te supui nimănui, eu nu mă supun nimănui. Dacă vreau, fac sesiuni mâine, dacă nu vreau, dar trebuie. Facem, pentru că avem programări în avans, trebuie să le facem. Dar în orice caz, nu mă supun. Mie nu-mi dă nimeni de mâncare. Eu îmi creez activitatea. Pentru ceea ce muncesc, pentru munca care o depun, bineînțeles că sunt remunerată. Niciodată în viața mea, nu, cum să zic, n-am muncit ca prostul. N-am fost sclav, nu mi-a plăcut să mă duc în activitățile altora. Și asta este o, cum să zicem, iarăși o abilitate a părții subliminale, da? Pentru că s-a săturat să mai stea prin sistemele altora. Da? Nu mi-a plăcut, întotdeauna am muncit greu, am muncit acum și mai greu, foarte bine și mi-obțin resursele în cadrul sistemului. Da? Nu sunt în stare să mă duc la țară să muncesc pământul, oricum n-am și vândut, nu mai este. Nu sunt în stare că n-am făcut munca aia, nu am mijloace, nu, bă, deci nu mai sunt la nivelul în care să muncesc cu corpul, mâinile, da? Muncesc cu creierul. Suntem la alt nivel. Acum, eu, tu, Ela și așa mai departe. Deci, de asta spun. Poți să stai în sistem, să nu te supui nimănui și să îți faci rost de resurse, că asta e acest corp. Are nevoie să mănânce, să bea, să respire, să trăiască, să-ți creezi niște condiții mai bune de viață, pentru că ăsta e și sensul. Dacă tu stai în bordei, pe sub apă, dă o ploaie mai tare, cum a fost acum 3 zile la rând, stai în noroi până la gât. Deci să-ți creezi, așa ca să trăiești, să nu-ți creezi. Condițiile te ajută să nu-ți creezi vibrații joase. În plus, eu ce planetă. Eu cum văd aceste lucruri, nici eu nu sunt, empatizez cu partea subliminală, dar, din păcate, sistemul e prea mare ca să ne opunem. Asta arată și faptul ăsta că nu l-a dat arată, jos și nu l-a dărmat arată, de milioane de ani nimeni. Arată și ce au reușit să facă cu el, deci să-l închidă. Deci eu sunt de părere că mă folosesc exact. De sistem. Eu exact. De el, nu el exact. De mine. Ca tu să stai în vibrații atunci, înalte cât da, poți și se poate aici. Eu consider așa că eu mă folosesc de sistem, nu exact. Sistemul de mine. Și atunci iar aici ești mai liniștit, exact. Mai calm și nu ai te, grijă, ai nu grijă. Te opui. Tuturor prostiilor. Efectiv, nici nu-mi pasă ce legi dau, ce fac, ce nu fac. Nu-mi pasă, da, nici da, nu da, dar tu trebuie să faci, nu te interesează. Dacă nu te interesează Ela, tu când faci o activitate, trebuie să le cunoști pe alea, cât de cât. Adică să acționezi da, okay. încât ceea să nu le încalci, ține... că ajungi la pușcărie da. Dacă nu okay. le cunoști și nu le încalci. Sau nu-ți pui portabil, da. Sau nu-ți pui... Mă folosesc de sistem atât cât am eu păi, nevoie. Da, asta da. Vreau să spun. Da? Și când plecăm de aici, lăsăm hoitul și du-te, deci nene. Nu mă gândesc că ei se folosesc de mine, ci eu mă folosesc de el. Și exact. Ești mai relaxat, mai echilibrat, să zic. Exact. Și nu te lupți și nici cu nimeni. Nu, da, nu intri în luptă exact, cu nu proștii. Mă lupt. Nu mă da? Lupt cu nimeni pentru că nu are rost. Exact. Și totodată eu trăiesc liniștită, calmă, fără mm-hmm. să-mi dau energia. Mm-hmm. Și asta nu știu ce am mai vrut să spun. În sfârșit, deci asta așa se poate trăi în sistem, da? Cu acte, fără acte, cum vrei tu să trăiești, dar poți să trăiești, da? Da. De nederanjând pe nimeni, asta vreau să spun, alți semeni ai tăi, trăind da. Cu demnitate, trăind corect, da? Trăind văzându-ți de bucățica ta. Cam asta este ideea. Bine. A contractele la rupte la... Da. Nu mai are. Implantul nu are. Se cheme să-i vină și toate contractele înțelegeri, promisiuni, permisiuni,
cu colegi de clasă, de care vorbim mai înainte. Deci toate părțile subliminale cu care, pe care le-a cunoscut. Da, cu toate a tăiat. Arde, da, acum arde toate contractele, înțelegerile, promisiunile, permisiunile, le anulează complet cu toți. Foarte bine. Și acum hai să vedem de unde a venit în patru de pământ. Hai să facă înainte de asta, e la sfere cu informație, cu toată iubirea lui. Ei, părții subliminale, să le trimită către toate părțile subliminale, conștiințele, de pe toată linia experiențială, din orice dimensiune, care rezonează cu această informație, vor să o primească. Da. Da, primesc. Toate părțile subliminale văd că primesc. Da. Și să vedem de unde a venit în patru de pământ. Pisica. Pisica? Dar nu asta? Pisica ca și animal, nu, ci nu. Pisica cu accent Papa. Pe I, da, și cu Y, așa mi-apare. Mm-hmm. Pisica, o stea da. De 5D. E un soare. Da. Este sămânță stelară? Da. Partea subliminală, adică bucățică, fragment din stea. Da, da. Direct da. Din stea a venit în 3D aici? În 4D. În 4D aici? Da, da. Și a venit direct la încarnare în 4D, în Atlanți, și a devenit foarte curios de modificările genetice făcute atunci pe acele timpuri. Și de diversitatea care se crea pe pământ și își dorea să experimenteze în toate avatarele modificate mai genetic. Pe pisică a fusese avatar? Erau avatare? El nu, el făcea parte din conștiința acelei stele. Erau anumite forme incipiente pe care această stea începea să dea viață, dar le dădea viață în stea ca formă, avatare, și le trimitea să experimenteze în sistemul ei pe planete de 4D. Da. Dar el n-a ajuns nici pe planetele sistemului. Nu, el n-a ajuns acolo, el a venit direct pe 4D, pe Terra. Da, da, de ce a venit? L-a trimis tot conștiința stelară? Da, da, da. Ah, deci împrăștia da. Și prin alte da. Sisteme, da? Da, fragmente. Prin alte sisteme solare, dar pe planete de 4, da. Bine. Ok, Ela, hai să vedem cum se simte partea subliminală acum. Hai să vedem dacă are energii stagnante, blocante, toate acele... neliniști, răzvrătiri, rușini, datorii care considera că... Nu le mai simte. S-a rupt de ele, s-a descătușat de toate acele trăiri care au văzut că i-au fost create prin experiențe și acum înțelege cum a dezvoltat acele atașamente, de ce jocul entităților a înțeles sistemul lor, cum au creat acest sistem de karme, de datorii și așa mai departe. Bine. Hai să ne uităm pe întrebări, să vedem ce ne-a scris Valentin. Ok. Zice, am început cu 8 ani în urmă să accesez informații și să văd, pricep, câte ceva despre minciuna în care trăiesc, astfel că nu îmi găsesc locul și scopul. Parcă sunt într-o continuă confuzie și ceață. Asta da. Ce și-au dorit și entitățile, da? Și de-aia au și profitat pe confuzia da, asta. Da, și era starea părții subliminale era care părții a fost subliminale, forțată, da. Ea vrea altceva și totuși a fost băgată în experiență și de aceea avea aceste trăiri, aceste... conștientizări, să zic așa, oarecum, da. Adică nicio conștientizare aici, adică un fel de că a intrat într-o confuzie și o ceață.
Da, Asta e o perioadă. Și asta este o E o, conștientizare a părții da, este o subliminale. conștientizare, dar Pentru că vedea că nu se mai aliniază nimic cu nimic și atunci este tot un fel de nu, dar trezire. Dar în în momentul în fizic, care tu vezi anumite lucruri și nu le înțelegi, da, devii confuz, dar vezi că e mai mult decât înțeleg alții. Deci înțelegi mai mult decât alții și și ce atunci... te interesează pe mine ce înțelege alții? Mă interesează pe mine ce înțeleg De alții? aici, Mă de compar aici... eu cu alții? De aici apare confuzia și ceața, pentru că tu îți dai seama că nu e nimic la locul lui, că nimic Nu, nu se de aici potrivește apare cu nimic. confuzia și ceața în mintea conștientă apare confuzia. Este Păi o da. etapă pe care o parcurge fiecare minte, persoană, când începe să acceseze informații, nu-și mai găsește locul, Da. nu mai știe. Da. Situația e mult mai rea și mult mai grea în fizic, că nu mai știi cine ești, de ce ești, ce să faci. Da, exact. Iar Apar în energie, prea da, în multe fizic, întrebări, da. da, dar în fizic, situațiile astea le produc tocmai, lăsând la o parte că nedumerirea noastră, dar tocmai entitățile cu care suntem în contracte ne dau să trăim din ce în ce mai rău când începem să accesăm informații pentru a ceda și a închide. Ceea ce fac entitățile aici în fizic ca să ne confuzeze și mai mult e să ne devieze, să ne saboteze în Păi continuare, da, ca să nu și mai afli mult sabotează. complet, da, să Nu, nu ca afli să te sperie. ușor adevărul Deși sau s-a să-l afli cât mai da, greu, dat și din cât mai aspectul ăsta de complicat, vedere, ca să dar în renunți. același timp te sperie și Da. ca tu să renunți să mai cauți. Da, da. Pentru că dacă îți dă tot felul de dealea grele, la un moment dat zici, îmi bag picioarele de conștientizare și de ce o fi asta. Pentru că mie mi-era mai bine înainte. Da. Da? Și mulți renunță. Și avem caz al clientei, care ne scrie după sesiune, care a avut acum 7-8 zile, 10 zile, am și publicat sesiunea, și care ne scrie că nu se regăsește, că e rău, că ia uite cum este, că nu știe ce să mai facă, episoade, certuri și așa mai departe. Și asta face parte după sesiune, din Da. procesul de metabolizare. Da? Da. Trebuie să lucrezi cu programele în care ai rulat, le identifici nebenefice, le scoți și ușor, ușor, la fel cum am vorbit mai înainte, încep să te agăți încă, mai te mai folosești de ceea ce făceai tu, să zicem, muncă, activitate, orice, cum îți obțineai resursele, te mai folosești pentru început de ceea ce știai să faci și ușor, ușor te desprinzi. Totul este cu ușor, ușor. Da. Da? Ca Asta să-ți e găsești răbdare cu noul tine. loc Da. și să-ți găsești un nou loc, să-ți găsești un echilibru. Da? Bine. Am Da. fost închis și intenționat să mă închidă din nou. Pentru faptul că am îndrăznit să cer, am fi respectate drepturile de om și să nu mai fiu asociat, considerat o persoană care este lecția sau cauza sau scopul. Am vorbit despre asta, da? E o altă, cum să zic, șmecherie care au inventat-o entitățile de a culege prin anumiți reprezentanți ai lor și prin corpurile anumitor oameni care sunt marionetele entităților pentru a culege și stoarce părțile, oamenii și părțile subliminale de cât mai multă energie. Da. Zice, mama a plecat în decembrie. Mama a plecat, a murit în decembrie. Nu am putut fi lângă ea când dorea să-mi vorbească sau să mă vadă, fiind încarcerat. Ce traumă am avut cu ea, lucruri nerezolvate sau karmă? Pentru că Valentin e crescut și frații lui crescuți de bunici. Mama divorțând când erau mici, câștigându-și ea în felul ei cum a putut existența. Și ei au trăit la bunici. În primul rând, dacă partea subliminală a mamei a primit informații. Oh, da, a ajuns la ea sfera cu informații, o văd în astral. Am mai avut experiențe împreună? Da, foarte multe. 90. Ai văzut? Observă partea subliminală, cum a reușit să-i târască prin câte experiențe, ca părți subliminale, că avea Da. de plătit
într-un fel sau altul și uite așa reluate și reîntoarse și răstălmăcite și schimbate roluri și făcute nu știu ce. În fel și chip. Da? Bine, dacă a primit informație să o desfacă, să o înțeleagă partea subliminală și să-și deschidă portal și să plece. Cât mai sus. Da, bine. Primit. Când cer ajutorul cuiva, mă simt umilit, îndatorat. Ce declanșează acestea? Păi am vorbit, parcă am atins în sesiune. Este program vechi. Da, e program vechi. Din experiențe vechi. Experiențe. Da? Și că acum înțelege că cel mai bine este să nu cerem ajutor și să ne punem minte la contribuție și să facem ce avem nevoie, să ne procurăm ce avem nevoie în sistem sau în afara sistemului, cum dorește partea asta, dar să o facă cu cap. Da? Mai e programul ăsta? Umilință, îndatorare, era tocmai identități creat programul ăsta pe la consilii când îi spunea: uite ce ai făcut tu și acum tu ai datorii, ai datorii, ai datorii, ai datorii. Mai există programul ăsta acum? Nu. Foarte bine. Care este trauma, conexiunea sau lucrul neterminat cu bunica de la mamă care l-a crescut și i-a crescut? Ea este încă în viață. Conexiunea, trauma este contractul de încarnare, scenariu scris de entități, adică destin sau soartă. Bunica este una dintre cele trei părți subliminale, frați, ca și fratele lui, care a fost copii, nu frați, da, da, pentru care l-au întors înapoi. Da, deci bunica și cu fratele lui au fost frați acolo în acea viață și copiii lui. Bine, primește informație? Partea da, subliminală. Primește, da. Dacă am un scop, o misiune pe pământ, care este aceea? Pe pământ, deci, care a fost scopul și misiunea de a experimenta în avatare când ai venit conștiință de stea și ai ajuns în 4 de pământ. Asta e misiunea pe pământ. În viața asta, dacă vrei să o consider, este modul de a... sau ce înțelege acum aia, că nu vreau să spun eu. Partea subliminală acum... ce a înțeles? Care e misiunea acum în această experiență? Cât mai are de experimentat? Păi acum el a înțeles că misiunea aceea cu care a venit în 4D, nu cea care i-au pus-o entitățile în această viață. Asta am văzut, contract. Dar în viața asta mai are vreo misiune? O să se elibereze, zice. Cum? Total. Cum? De entități, de karmă, de lanțul vieților, zice. Adică da. Când iese din acest corp, să plece total din bine, a făcut-o deja, din această sesiune de entități și ce ne-a spus acolo, karmă și nu știu da, ce. Dar în viață trebuie să aibă grijă să nu le aducă înapoi. Și atunci el vrea ca, când părăsește trupul, să plece de tot. Deci cam asta e scopul. Am înțeles. Să nu se mai lase agățați, zice. Bine. Care este conexiunea, karma cu fratele meu, Nicu, și câte vieți avem împreună? Primește informație partea subliminală a lui Nicu? Da, primește. 81 de experiențe au fost. 181. Au fost mutate în roluri, părțile subliminale, în fel de fel de roluri, da? Păcălit. Da. Bine. Ce cine mă blochează în a-mi atinge potențial? Păi am văzut tot ce am discutat în sesiune, da? Da. Bine. Partea subliminală e la vrea să meargă în sinele mai înalt? Da, dorește. Merg. 1, 2, 3. Da. Merge în sine de nou. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, ne curăță, purifică și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației, toți. 1, 2, 3. Aici
Își caută matricea originală, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare, corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare. Dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități, de linia experiențială. Da, scoate 8. 8%. Linia experiențială contaminată, interferată. O ceva arde. Ceva. Bine, păstrează informații. Să-și activeze program. Câte viețe a avut el în univers? Ca și conștiință. 118.000. Deci 118.000 de experiențe a avut pe 4 de pământ și 3 de pământ? Da. Ok. Să... În ce sine a fost? Noua. Sine de nou. Să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, activează. Să-și facă sfera de manifestare aici, în sursa primordială a creației, unde trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic. Până când da. Manifestă, ne uităm și noi la sferele noastre. Da. Și ori de la 1 la 3, eu aici acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăț, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune, să-și anuleze orice ritual, de orice fel, care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Să da, anulează, decrează tot. Facă două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație pe care să le trimită pe acest arbore genealogic, să ardă toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la el. Da, arde și pe partea mamei și pe partea tatălui. Hai să vedem dacă fiica a primit sfera informațională. Da, a primit. Nu mai avut experiențe? Da, 27 mi-arată cu ea. Puține față de alții, dar da. Fosta soție a primit? Parte subliminală a primit informații? Da, a primit și ea. Bine. Hai să... Ce mai avem? Dăm cu bombe cu lumină ela și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, de pretutinde se dizolvă toți egregorii, toate hologramele, toate amprentele energetice, energiile stagnante blocate, entitățile sunt aspirate pe portal de cea mai înaltă vibrație și toate celelalte canale, vortexuri, portaluri, deja sub frecvență se închid, se sigilează complet de pretutindeni. Mulțumim părții subliminale pentru această călătorie.